O să desfacem și electromotorul. Acesta e prins în 3 șuruburi. Ok, după ce am desfăcut cele 3 șuruburi, desfacem electromotorul. Opa, da. Uitați, acesta este lanțul acționat de electromotor, care învârte motorul, dar se pare că avem și ceva probleme. Uitați, aici este o pilitură de fier. Vom vedea de unde este aceasta, deci trebuie să desfacem și în partea aceasta. De partea asta, desfacem capacul de la ambreiaj, care are aceste șuruburi de ou. Așa, am scos șuruburile. O să ștergem puțin motorul. Batem cu un ciocan de cauciuc pentru a se desprinde carterul. Atenție, e posibil să mai curgă un pic de ulei. Da. Ceea ce s-a și întâmplat foarte puțin. Așa, aici este ambreiajul. Așa, pinionul care transmite la cutie și carterul ce trebuie să-l schimbăm noi. Așa. Am găsit și problema. Uitați, aici e o bucată ruptă din carter și aceasta trosnea câteodată. Aici. Desfacem cele 3 șuruburi de la placa de ambreiaj. Ok, aici avem o piuliță. Ca să o desfacem pe aceasta trebuie să batem cu o daltă sau o șurubelniță mecanică în ea. Gata. Ok, scoatem și siguranța. Mai departe o să dăm jos acest pinion, care după cum se observă are o siguranță. Să facem această siguranță ușor. Acum pinionul este fără probleme. Uite și bucata ruptă din carter. Se pare că e o problemă mai mare aici. Și aici este crăpat la acest rulment. O să desfacem mai departe să vedem ce se întâmplă, dar mai mult ca sigur, la un moment dat s-a blocat ceva în cutie și a forțat în acest pinion care a forțat în rulment și din cauza aceasta s-a spart carterul. Mai departe desfacem pompa de ulei. Ok, gata și pompa. Aceasta e pompa de ulei. Și am terminat cu desfăcutul pe partea aceasta. Ne mutăm pe partea cealaltă.